Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața! Cam de fiecare dată lunea dimineața. Bună dimineața, afară de zilele noastre de vacanță. Când sunt ele, atunci nu noi vă spunem bună dimineața. Dacă vreți, putem să înregistrăm. Bună dimineața și dăm lunea de dimineață ceva. Uite ce idee are Vlad. Da. Nu vrei să înregistrezi tu? Ce faci, Luca? M-am consumat puțin. Asta cască de emoție acum. I s-a terminat emisiunea. Da. Bateriile. Te-ai mai recenzat vreodată? Adică ai terminat cu autorecenzarea? Că știu că te-ai autorecenzat. E un proces irreversibil. Gata, a fost odată, pa? Da. Și ce e greșit, greșit rămâne, a? Cam așa, da. Altcineva, Zaf, te-ai autorecenzat? Nu. Eu aștept și eu. După experiența lui Vlad, am stat puțin de vorbă și cu Cătălin vineri. Știi că și el a avut experiența, da. A uitat copilul. Da. Înțeleg că l-a ajutat soția, deci au recuperat copilul. Și acum mai aștept și alte experiențe ca să fiu boss când... Dar știți că se face și recensământul mașinilor în perioada asta? Serios? Da. Aolea, ce dicție am în dimineața asta. Știți că se face și recensământul mașinilor în această perioadă? Nu mă înnebunim. Îl face inspectorul CNAIR de pe marginea drumului. Deci nu mai face autostrăzi CNAIR, face recensământ? Da. Deci a început recensământul general al circulației rutiere. Culegerea datelor se desfășoară prin efectuarea de înregistrări în 10 zile din același an, nu știu ce, bla bla, și se efectuează, nu știu cum, constă, citez, în înregistrări manualele traficului pe categorii de vehicule pentru fiecare post de recensământ în parte. Pe autostrăzi, drumuri naționale și județene. Sunt posturi de recensământ. Deci astăzi, dacă mergeți, vorba aia, pe autostrăzi, nu, că nu prea avem, dar pe drumurile naționale. Și la un moment dat, pe un scaunel de pescar, a luat dictatorul undeva pe dreapta, vedeți un nene epuizat, cu bloc notes, care bifează. Ia, ce-a trecut? Logan. Logan roșu. Asta este, ce e asta? Asta este Skoda, asta e Skoda mare. Ce-i ăsta, mă, frate? E SUV, băi, ce-i ăsta, frate? Auzi, a trecut un SUV. Stai-mă puțin. Asta e electrică, băi, costele electrică, ce e asta? Auzi, să iau un abac de la colorat. Da. Multicolor. Înțelegi? Da. Că de numai bila stângă. Da, dar trebuie să aibă probleme, că trebuie să aibă categorii de bile, astea, nu înțelegi? Asta, că... bilele sunt colorate. Deci face pe mai multe categorii, le face roșii, galbene, albastre. Se face, constă în înregistrări manualele traficului, pe categorii de vehicule. Deci avem categoria camioane, categoria... Acolo începe și tușește, în funcție de SUV-uri, cum, în funcție de cum tușește. Da, camioane, ăsta, categoria berline și... categoria cărucioare de butelii electrice. Dacia. Spring. Băi, sărace. Deci oamenii ăia o să stea 24 de ore. Bun, sigur, presupun că fac curândul. Dar oare cât este tura la bifat mașini pe marginea drumului? La CNAIR? Da, la CNAIR. Păi, dar nu... Cred că e destul de scumpă, mă gândesc. Tura? Nu, cât... cât durează. A, cât de lungă? Care e sensul? Deci durează doar 24 de ore? Sensul este, nu știu exact cât durează, durează 5 zile. A, deci 5 zile. Da. Deci uite, așa, fiți atenți. În posturile de recensământ... 8 ore pe zi. Pe autostrăzi și drumuri naționale 8 ore pe zi, în timp ce pe drumurile județene durata va fi de 14 ore pe zi. Uh-huh. Indiferent de categoria drumului, se efectuează o zi de înregistrare de 24 de ore... 7 zile lunile cu trafic mediu și 3 zile lunile cu trafic maxim. Deci se face pe tot anul cum ar veni. Da, și se face, da, 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 foarte interesant. Și după aia pe categorii. De, tu știi câte categorii de vehicule sunt? Păi mașini câte cu sunt permis, nu? Nenumărate. Mașini cu motor și căruțe. A, B, C, D. Uite, în Câmpina, Prahova, s-a făcut acest lucru săptămâna trecută, la principala intrare în oraș, ne spune cineva. Bine, acolo nici nu e greu, că acolo trec foarte lent. Da, acolo și stau mai mult. Una. Da, exact, acolo dă. Două, știi, și vezi până în zare, da. Că te uiți, așa e ușor înclinat planul. Eu mă gândesc la ora asta pe DN1, la intrarea în București, în partea asta. Mă, când se merge cu 100 pe oră, vum, vum, vum. Fie când de seara îi se rotește capul, da, uite așa. Ce notează oamenii aia manual cu pixul, săraci de ei? Cred că mai mult mâzgălesc. Cred că aproximează. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.